Bun. A fost un meci în care ai câștigat, dar ai ieșit paradițare? Stai să mă gândesc, că am avut multe meciuri care le-am câștigat și m-am ieșit paradit. Am avut un meci cu Paul Sawinski în Japonia, când m-am luptat în Japonia 16. Și eram terminat, abia mergeam și trebuia să... Dar de ce? Ce te durea? Unde te lovi? Picioarele, low kick-urile. A, deci toate loviturile lui în picioare? Astea sunt cele mai dureroase, așa că îți dă pe picioare, nu mai știu ce cu tine. Și mergeam, țindeam așa de din sală că sunt bărbat, tare, că nu mă doare nimic, pac. Plus că mă dădusem și cu low kick-ul pe interior la genunchi și mi-am dat câteva picioare exact în genunchi la nimerit. Și aici era umflat și mergeam și eu ca bărbat, să tu te mă, că să nu vadă ăla că m-a lovit foarte tare, să arăt că sunt bărbat, știi? Dar nu mai puteai să mergi. Ce, nu mai puteam să mai merg, zăi seama, zâmbeam așa, și cum ea, nu era zâmbetul meu. Și mult mai multe meciuri am avut de genul când am fost foarte tare lovit și nu am arătat adversarul niciodată chestia asta, că dădeam satisfacție. Bun, așa mi se pare și normal. Trebuie să ieși învingător pe picioare, că după aia te tratezi și nu mai știi de tine. Dar la față ai avut la un moment dat vreo rană de asta, vreo lovitură? Am, cred că vreo 10-15 cusături am. 10 cusături, nu? 10-15 cusături, la arcadă, la ochi, tot timpul am avut probleme de genul. Eu sunt foarte sensibil la piele, știi? Aha. Când îți iei un genunchi sau când îți iei un pumn, clar că... Cât de multă vaselină pui acolo să-ți alunice lovitura, tot ce-o prinde. Dacă am filmul ăla, să nu mai vezi bine cu un ochi, să ai chestia asta sau să astea sunt povești de filme americane? Cred că sunt povești de filme americane, dar se întâmplă să ai ochii umflate în timpul meciului când nu mai vezi nimic. Nimic. Și am văzut luptători, cum a fost cu colegul meu Sebastian Ciobanu, da, care avea ochii umflat, mai vedea cu un singur ochi vedea. Și atunci, chiar în timpul meciului, când am tras un croșeu exact, s-a umflat capul așa și nu mai vedea că un singur ochi așa se bătea. Doamne! Îți imaginezi că îți vin și directe și lovituri de picior. E foarte greu. Și nu vezi foarte nimic. Greu. Nu mai ai control la fel, evident. Și crede-mă că în momentul ăla trebuie să și gândești. De asta văd tot felul de oameni, așa zis, inteligenți, care, mamă, sportivii, luptători sunt proști sau zic la fel de boxer, că în primul rând, în momentul când intri în ring, trebuie să și fii foarte lucid, trebuie să gândești. Tu gândești că iei și lovituri în cap și în același timp trebuie să fii și inteligent ca să poți deci să duci meciul. Contează la cap. Și cap. E vorba de inteligența nativă, nu neapărat că dacă ai citit tu 20 de cărți, mamă, ăla e prost sau ceva de genul. Instinctul de conservare, practic, nu? Nu numai asta, trebuie să ai antrenamente, să înțelegi, adică fiecare bătălie e o experiență, nu? Deci de aici înveți cum să te miști, practic, nu? Exact, și acolo vezi loviturile, stai, te concentrezi. Practic, voi emoții. Studiați adversarii, nu? Seama că eu când am mă duceam de vreo 5 ori, 6 ori la baie, păi l-am terminat, urgea poate pe mine, l-am rupt. Tu știi ce urât e când sunt 3.000 de români, 4.000 de români care strigă Moroșanu, Moroșanu și tu ești acolo și știi că te bați cu ăla și ăla poate să oricând să-ți dea cheo. Tu mai ai încă emoții așa de mari? În ultimul timp nu mai am emoții, că am început să am și o experiență, dar mă rog la Dumnezeu să am emoțiile alea. Pentru că emoțiile alea pe mine m-au ajutat foarte mult. Așa se spune, că emoția de obicei, acea emoție dacă te face să fii mai tare. Da. E mai dacă tare. E constructivă, că sunt alții care sunt inibați și se pierd. Așa. Eu când am emoția, sunt în stare să lup ringul. Mulți din ei, când sunt așa calm, liniștit, că sunt eu, nu, vreau, simt nevoie de emoție așa, o simt nevoie de aici la stomac. Spunea un tip care a scris o carte despre public speaking, despre, a spus că colții unui tigru și masa de Crăciun stimulează aceleași lucruri în creier, și spaima, exact, dar și plăcerea maximă a unui lucru foarte bun. De, contează cum le gestionezi pe amândouă astfel încât să fii foarte bun. Înțeleg că e un proiect frumos acum, ce ai de gând să faci? O să am un proiect, încă nu l-am dezvăluit. Voi face un... Te întorci la București, în esență. Mă întorc la București și voi veni cu o surpriză foarte mare. Voi avea un meci, primul meu meci în București după 7 ani de zile. Mă voi lupta pentru publicul de România. Foarte tare, felicitări. Încă nu am stabilit data și efectiv încă nu am toate detaliile necesare, dar în momentul când voi face acest anunț, voi veni la tine la emisiune. Neapărat. Și vreau să pe această cale să vă anunț, dragi români, că voi reveni în țară. Toată lumea mă întreabă când te mai lupți, când te mai lupți. Eu m-am luptat în străinătate, m-am așa luptat este prin America, m-am luptat peste noi tot. Vrem aici să dar te vedem. În România nu m-am mai luptat. Și am zis că mai am încă 2 ani de carieră.
hai să mă lupt în România, să mă lupt și în Ardeal, să mă lupt și în Oltenia, și în Moldova. Ți-mi minte cum când a avut un titlu, a jucat cu Balbi în România? Ăla a fost un meci glorios, oho, pentru că el, practic, campionul mondial venea la București să joace, ceea ce faci foarte, foarte bine. Dar mi-aduc aminte că anul trecut, la un moment dat, tu ai avut un meci în care ai intrat, deși erai chiar accidentat și nu mai puteai de durere. Mi-aduc aminte că mi-ai povestit anul trecut, te-ai dus. Atunci, anul trecut, semnasem un contract cu Zabit Zamedov, când m-am mutat în Rusia, și semnasem cu 3 luni de zile înainte. Și între timp te-ai accidentat. Și eu, între timp, am făcut ernie cervicală și mâna stângă mi-era amorțită, deci nu puteam să stau în gardă. Crede-mă, când vrea să împing la piept 60 de kg din cauza că mi-a atingea nervul de aici, s-a dus amorțial pe mâna stângă. Și eu semnând contractul că în lumea asta, Cheoanu, dacă nu e serios, te scoate, da. Te scoate din schemă. Și am semnat contractul cu ei și m-am dus nepregătit cu mâna paralizată. A fost o experiență destul de urâtă, dar în viață trebuie să ții cuvântul indiferent ce se întâmplă. Asta este, dacă nu ții cuvântul și nu ești serios. Cuvânt de Moroșan. Asta e. Doamnelor și domnilor, când Moroșanul ține cuvântul, înseamnă că o să vină să se bată la București. Îl așteptăm cu amănunte imediat ce le are. O să fim alături de el, doamnelor și domnilor. Moartea din Carpați, Cătălin Moroș.